Chiți Biți și Ikea prezintă Ecojurnalul lui Spark. Dragi ecoexploratori, astăzi vă povestesc despre cum ne putem antrena puterea responsabilității față de natură, făcând alegeri alimentare sănătoase. Știți deja că avem nevoie de o alimentație diversificată și echilibrată. Mai știți cu siguranță că pentru a fi sănătoși, trebuie să mâncăm multe fructe și legume. Fiecare dintre voi are un top al fructelor și legumelor preferate, nu-i așa? Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult vinetele, ciupercile, pătrunjelul, pepenele, cireșele și nucile. Dar mă opresc aici pentru că lista este foarte lungă, iar asta înseamnă că avem multe opțiuni când vine vorba de meniul zilnic. Un iubitor al naturii mănâncă nu doar sănătos, ci și sustenabil, adică are grijă să aleagă alimente care sunt sănătoase pentru corp și care au un impact redus asupra mediului înconjurător. O soluție ar fi să alegem fructe și legume de sezon, care cresc la noi în țară, și să consumăm mai rar fructe și legume care au călătorit zeci de mii de kilometri până la noi pe masă, împachetate și în mult plastic. Să nu uit să ai mereu cu tine la cumpărături punguțe textile în care să pui fructele și legumele. De asemenea, e important și pentru noi și pentru sănătatea planetei să reducem pe cât posibil consumul de zahăr și de carne. Ține minte gândul verde al săptămânii. Fiecare dintre noi are un impact asupra planetei, inclusiv prin ceea ce mănâncă în fiecare zi. Așadar, fă alegeri sănătoase și evită risipa alimentară. Continuă să fii ecoresponsabil! Energie și sănătate, prietenie și responsabilitate, bucurie și bunătate. Puterile sunt activate! Destinația sustenabilitate!